Business Campus este un program național dedicat pentru studenții din Republica Moldova ca ei să dezvolte o afacere de la zero, o afacere inovatoare și dorit să aibă un impact global. Toată lumea a avut acces la program, el a fost absolut gratuit și oricine a avut doar curajul și dorința a aplicat pe un formular simplu pe site. După asta ei au intrat în etapa online în care timp de 8 săptămâni am învățat toate procesele necesare să dezvolte o afacere de la zero și după asta în etapa offline, în bootcamp, zilele astea, 3 zile, ei au lucrat la cei mai buni. Au lucrat la ideile lor de afaceri pe bune, adică chiar au dezvoltat concepte de afacere finale pe care sperăm că chiar o să le dezvolte cu banii pe care i-au primit în program. Pentru că ultima etapă era să dăm bani, 50.000 de lei, pentru 10, mulțit cu 10 idei de startup. Cel mai important lucru care l-am observat la ideile din program a fost că ele toate au învățat foarte bine metodologia de a genera idei. Ei au mers, au început cu problema, ceea ce este tare important. După asta au trecut prin procesul de ideare și inovație, dacă este nu să fie ideile care finale. Pentru că noi suntem ok ca ei să itereze, ca ei să reinventeze ideile lor. Dacă este nu să fie ideile finale, ei înțeles precis care corect cum se generează ideile astea. Însă ideile au fost foarte variate și au fost foarte drăguțe, de la idei de afacere locală în Briceni, la Soroca, sau idei globale, deci idei foarte variate. De la business tradițional la business inovator, de la software la ceva servicii sau la produs, destul de diferit.